Bună tuturor! Mă numesc Amalia Drăghici și sunt make-up artist. Astăzi vă voi arăta rutina mea de îngrijire a feței pentru tenul sensibil. Cu siguranță foarte multe dintre voi vă confruntați cu aceeași problemă cu care mă confrunt și eu, și anume tenul sensibil. M-am gândit să vă arăt astăzi rutina mea de îngrijire a pielii, a tenului, și care sunt pașii pe care eu îi urmez de zi cu zi. Primul pas este utilizarea demachiantului, cremă sau apă micelară, ce preferați voi. Eu folosesc prima oară acest balsam de curățare de la Kiehl's. Este un produs de curățare a feței care curăță foarte blând, mai ales pielea sensibilă. Umeziți bine mâinile, puneți produsul în palme și încercați să acoperiți toată fața cu acest produs prin mișcări circulare. Veți observa la final că produsul este foarte blând cu pielea voastră, nu vă atacă deloc pielea, nu veți simți absolut nicio jenă. După aceea vin cu de la Gino, apa micelară pentru a curăța și mai bine urmele de machiaj și pe voi vă sfătuiesc să faceți același lucru, să aveți două produse de curățare. Eu folosesc două produse de curățare pentru că mi se pare că după ce folosesc acest produs, pielea nu este suficient curățată și este foarte important înaintea produselor gen creme, serumuri sau geluri pe bază de apă, e foarte important ca fața să fie curată, fără urme de machiaj. Trecem la pasul 3 și anume tonerul. Eu folosesc un toner de la Academy, se numește Lotion Aromatic, este pentru toate tipurile de ten și pur și simplu pun pizza și-l aplic foarte ușor, nu trag foarte tare, pe toată fața. Din câte puteți vedea, sunt foarte roșie. Bine că există produse de îngrijire pentru așa ceva. Cu această loțiune tonică nu vă duceți în jurul ochilor. Este concepută doar pentru față, evitând zona ochilor. Ușor și pe gât. Pasul 4 în rutina mea zilnică îl reprezintă boosterul sau gelul cu bază de apă. Eu folosesc de la Elizabeth Arden. Este un, se numește Super Start, pentru că e primul produs de îngrijire pe care îl folosesc după ce mi-am curățat foarte bine fața. Intră foarte repede în piele. Este foarte important să aplicați produsele într-o ordine anume. Dacă, de exemplu, aplicați prima oară uleiul, este total greșit, pentru că uleiul are o compoziție mult mai apoasă. Nu mai puteți aplica nimic după aceea. De aceea uleiul este ultima parte din rutina de îngrijire a voastră. De aceea primul pas este un booster, un gel booster sau un gel pe bază de apă. Acesta, câteva pompițe. Ok? Se absorbe foarte repede în piele, precum am zis. Și îmi place să tapotez ușor pe toate zonele. Și îmi place foarte mult și textura pe care o are acest booster. Mirosul nu mai zic. Este foarte important ca între produse, ca între creme, să păstrați un anumit timp. De exemplu, după ce v-ați dat cu boosterul sau gelul pe bază de apă sau serum, puteți să treceți la partea de ochi pentru a păstra o perioadă mai mare de timp între creme, pentru a nu pune peste ele. Pasul numărul 4. Urmează serumul. Deci după gelul de apă, aplicați serumul. Eu am optat pentru un produs de la Gino, se numește Ultra Sensitive. Îl folosesc de ceva vreme, de ceva ani. Mie mi se pare un produs absolut excepțional și îl folosesc doar în perioadele când am această roșață pe față. La fel, aplic în palmă și targetat acolo unde văd că am pielea mai sensibilă. Și acesta miroase absolut extraordinar, se absorbe și el foarte repede în piele.
Puteți să faceți și masaj și așteptați ca tenul să își revină din roșață. Se pare că la mine este foarte încăpățânat și preferă să rămână așa, roșu. Și ultimul pas, crema hidratantă. Eu folosesc o cremă de la Talgo, se numește Nutri Soothing Cream. Este o cremă care calmează pielea sensibilă, pielea roșie. Și la fel voi aplica pe degete. Vă spun sincer, este prima oară când o folosesc. Îmi place textura, e foarte lejeră. Este în gama pentru ten sensibil. Pentru că îmi place atât de mult, cred că o să-mi iau și masca pentru ten sensibil. Asta este pasul final. Aceștia sunt pașii pe care eu îi urmez în fiecare zi pentru tenul sensibil. Aștept să-mi împărtășiți și voi în comentarii ce produse folosiți și dacă aveți probleme cu tenul, vă pot da oricând sfaturi și să vă ajut. Ne vedem curând! La revedere!